Îmi permiteți să mă adresez mai ales astăzi la cetățenii noștri, la locuitorii Republicii Moldova, fie cei care trăiesc acum pe teritoriul țării noastre, fie cei care sunt nevoiți să fie în străinătate, și să vă aduc aminte tuturor, nu vă supărați, că noi suntem aici pentru cetățeni și datorită cetățenilor. Așa că cred că, în primul rând, trebuie să ne adresăm față de ei și după la toți colegi, desigur că stimați deputați și stimați candidați la funcție de miniștri și doamna Natalia Gavriliță, candidatul desemnat. Noi am analizat foarte profund programul guvernului propus. Nu știu, nu pot să mă expun dacă multe lucruri s-au schimbat de atunci când doamna Gavriliță deja de câteva ori a propus acest program, dar am auzit astăzi mai mult despre probleme, nu despre soluții. Deși despre probleme noi toți cunoaștem și foarte bine, mai ales cei care apar în sate, în teritorii, în raioane, în regiuni, ceea ce eu și colegii noștri fac permanent, soluționând foarte multe probleme de nivel local și nu doar. Noi am vrut cu toate acestea să votăm guvernul doamnei Gavriliță, propus de partidul PAS, nu din cauza, sincer vă spun, că avem încredere că aceste probleme o să fie soluționate sau dumneavoastră aveți aceste soluții, nu în sensul rău, dar pentru că noi suntem în situația proastă. Țara noastră este în situația foarte proastă și aici suntem de acord cu doamna Gavriliță. Nu știu dacă o să aveți putere, o să aveți instrumente, o să aveți finanțe, o să aveți competență și posibilități, iarăși fără critică, ca să ieșim din această criză în care noi suntem. Și vă spun acest lucru cu profundă îngrijorare și preocupare ce o să facem mai departe, cei care vrem să trăim aici, în țara noastră. Noi am spus că vom fi o poziție constructivă, vom avea poziția constructivă și nu am venit în Parlament pentru show-uri și să fim opoziție de dragul opoziției și să vorbim doar bine și frumos și să utilizăm această tribună Parlamentului. Noi am spus că vrem să aducem beneficii cetățenilor noștri și să demonstrăm celor care ne-au votat, celor 90.000 de concetățeni, aproape 90.000, că noi putem să îmbunătățim condițiile de trai, așa cum am făcut în aproape 100 de localități, începând cu orașul Orhei, care într-adevăr este cea mai dezvoltată localitate datorită străduinței domnului Ilan Șor și a echipei noastre. Dar când noi am auzit aceste speculații, aceste interpretări că cineva nu are nevoie de voturile noastre, eu cred că în primul rând această adresare din partea doamnei Gavriliță a fost cetățenilor noștri. 90.000 de cetățeni care au votat partidul politic Șor nu sunt probabil invitați în Parlament, ori probabil nu o să fie niciodată auziți, ori în sensul acesta a fost vociferată poziția că doamna Natalia Gavriliță și alți miniștri, cu toată stima și respect, probabil nu o să fie prim-ministru și miniștri pentru acești cetățeni. Eu sper că așa nu o să fie și vom lupta și pentru drepturile lor și pentru drepturile tuturor cetățenilor, pentru că noi, spre deosebire de dumneavoastră, doamna Natalia, stimată doamna Natalia, am venit pentru toată țara și pentru toată Republica Moldova, să lucrăm pentru toți. Și nu cred că cineva în această sală poate să fie înjosită sau umilită. Suntem deputați cu drepturi depline și avem toate drepturile să vorbim, să votăm, ori să nu votăm și de fiecare dată să nu fie speculate aceste noțiuni. Noi nu știm dacă semnalele de astăzi și ploaie și ceea ce s-a întâmplat cu cuptor în Parlament sunt semne bune sau semne rele. Dumneavoastră o să vedeți. Dar cu toate acestea vreau să vă spun că fracțiunea Partidului Șor vă dorește succese. Noi nu vom vota pentru dumneavoastră și pentru cabinetul dumneavoastră de miniștri, deși
trebuie să recunoaștem că în garnitura propusă de dumneavoastră și de Partidul PAS sunt mulți profesioniști și oamenii de treabă care, într-adevăr, au competență și sperăm că o să vă meargă. Dar atitudinea dumneavoastră nu ne lese altă poziție decât cea care a fost vociferată astăzi de noi înainte ședinții. Noi, într-adevăr, ne dorim și, într-adevăr, sperăm că politica noastră cândva se va schimba. Și dacă dumneavoastră și partidul PAS, care v-a propus, totuși este promotorul ideilor democratice, europene, stilului acesta de viață, vă rugăm să aveți respect față de toți concetățenii Republicii Moldova. Apropo, în afară de deputat, sunt și eu cetățeanul Republicii Moldova, care am fost născută aici și cred că nu trebuie să primesc astfel de adresări destul de neplăcute nici din partea dumneavoastră, nici de partea altor funcționari. La fel ca și eu mă oblig și încerc să fiu corectă și noi să fim corecți față de toți. Să știți că noi întotdeauna o să fim gata să susținem toate legile bune și toate propunerile care o să vină din partea guvernului dumneavoastră și o să avem oricum poziția constructivă, chiar dacă noi nu am simțit-o în acest parlament care este deținut în majoritate de partidul PAS, aveți și președintele țării, aveți și guvernul, cred că în câteva minute. Noi sperăm din tot suflet și sincer vă spun acest lucru, că o să puteți să rezolvați măcar 10% sau să faceți 10% din ceea ce dumneavoastră ați spus astăzi de la tribuna Parlamentului. Dacă o să fie nevoie de experiența noastră, de competența noastră și de ajutorul nostru în sensul legilor buni sau votării acestor legi, noi întotdeauna o să facem acest lucru. Aș putea să critic și pe dumneavoastră și pe toți, la fel ca și dumneavoastră pe mine și pe noi toți. Nu cred că este sensul să facem acest lucru. Noi vom continua să mergem pe poziție că toate procedurile să treacă cât mai repede, dar dumneavoastră cred că o să ne înțelegeți. Noi trebuie să ne expunem, noi trebuie să evităm toate speculațiile și să explicăm alegătorilor noștri de ce noi totuși am luat decizia să nu vă votăm guvernul dumneavoastră. Dar cred că din partea celor 90.000 de cetățeni pot astăzi să-mi permit să vă urez succese și sperăm că dumneavoastră, într-adevăr, o să aveți responsabilitate profundă și foarte serioasă față de toate promisiunile care au fost date și în campanie electorală și de la tribuna Parlamentului. Încă o dată anunțăm că fracțiunea Partidului Șor nu va vota guvernul doamnei Gavriliță din motive care au fost expuse. Vă mulțumesc!